Pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up. Yo, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din carieră cu Hagi. Pam, pam, pari, pam, pam, pam. Ok, deci avem aici un meci nebun pentru celor de la Liverpool. Dar înainte de a începe meciul, vă mulțumesc tuturor celor care ați dat like și azi și-am strâns respectivele vizionalizări în videoul trecut. Sper să tot ținem așa, să tot strângem mai multe vizionalizări și vizionalizări și desigur like-uri. Dați share prietenilor dreapta, stânga, favorite, știți voi. Și da, haideți să începem, hai să vedem, avem aici un match cu cei de la Liverpool și da, va fi chiar interesant. Ok, hai să dăm începe match-ul. Damn, ia mă că-l joacă mă pe Balotelli, așa mă, jucați-l pe Balotelli că măcar în FIFA încă e OP omul. Bă, în FIFA și 15 și 14 Balotelli o bestie totală. Acum n-a păcat că în realitate nu ui. Da, na. Bă, deci ce-mi place aici, oh my god. Ai mă, că mai întâi că scandau ăștia de la Liverpool, cele faze, că never walk alone, chestii. Ai ce-mi place aici la FIFA, că mare parte în FIFA 15, din cum se și vede practic din intro, din demo, s-au axat un picuț mai mult pe cei de la Liverpool. De exemplu, și cum au aici cu Anfield-ul făcut, că gen intri acolo de la vestiare, știi, și vezi logo-ul, scările, așa, deci, da, asta e cel puțin așa zic eu, că parcă s-au axat un pic mai mult pe Anfield. Din câte rețin și știu, în FIFA 16 se vor axa foarte mult pe cei de la Real Madrid și gol! Lazio! Hagi! 2 minute 11, Hagi Barosanu, Hagi șeful șefilor. Hai, ai, ai, ce gol frumos, ce gol chill frumos, golazo Hagi în Capital One Cup. Deci asta este meci de cupă. Cum ziceam, FIFA 16 o să fie foarte, foarte îndetaliată cu cei de la Real Madrid. Deci voi cei fani Real Madrid fiți fericiți că acum echipa voastră are o licență full. Din câte știu, s-au făcut și mai multe poze cu cei de la... What the fuck, ce gol! Mario Balotelli, cred că e ăla. Ai de capul meu, ce golață, Mario Balotelli! Ai, 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 ce gol o dat, mă, ești nebun! Ai, 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 ai. Bun, deci, cum ziceam, fanii Real Madrid, fiți fericiți! Din câte știu și pozele, totul a făcut mai multe expresiile faciale. Deci practic Real Madrid în FIFA 2016 o să fie cea mai perfectă făcută echipă. Și Ronaldo cu moaca aia, că așa se strâmbă când merge, se dea loviturile libere și chestii. Deci e foarte realist. Plus stadionul Bernabeu, e bestial, cred că ăla mi l-ai cumpărat și în Ultimate Team, dacă e așa, că e chiar frumos făcut. Acum na, rămâne de văzut ce va fi cu FIFA 16 și da, oricum hai să revenim aici la meciul nostru, că ăsta Balotelli o cam tăiat elanul, o cam tăiat veselia acelor la Manchester City și da, oricum m-am tă gândit una alta, îmi place la Manchester City, e o echipă ok, e o echipă care investește, o echipă care e chiar ok. Oricum, eu nu m-aș fi dus în veci la Manchester United, v-am spus asta. Pur și simplu, o chestie de gusturi. Eu chiar nu-i suport pe cei la Manchester United. Fără supărare, fiecare își alege echipa și toate cele. Eu chiar nu-i suport pe aia Manchester United. Ce drept, aș fi putut aștepta să văd alte oferte de la alte echipe. Doar că, na, dacă nu mai prindeam oferte faine, chestii, și apoi un pic m-am grăbit, trebuie să recunosc. M-am cam căcat pe mie, cum s-ar zice, și am profitat, Manchester United, Manchester City, toate cele, go, go, go. Dacă m-am zis și în video trecut, cum ziceam și în video trecut, e o chestie chiar ok, în sens că practic mi-a crescut salarul, mi-a crescut reputația aici la Manchester City, deci prin urmare nu mă vor mai căuta orice echipe mici, de am încolo doar echipe mari. Deci asta e bine, asta este bine. Bun, deci revenim la meciul nostru. Ușor, Hagi nu mai este așa în formă tare bună. Poate n-a stricat să zic să mă scoată așa, să facem așa un schimb, să-l pună pe Aguero. Că na, Hagi deja a ajuns la valoarea aia când
practic stă tipul, se gândește ori Hagi, ori Aguero și zice, hai bă pe Hagi, ce rost are să-l punem pe Aguero, Hagi este mai bun decât Aguero. Și da, am cerut să mă schimbe, ia să vedem cine pune în locul meu, pe Negredo-l pune în locul meu, nu pe Aguero, asta e interesant. Bun, acum na, trebuie să fac schimbarea aia, că na, nu vreau să-l accentez pe Hagi și nu era totuși așa într-o formă tare, tare, tare bună. Avem aici un meci împotriva celor de la Hull City, în care vom juca doar așa, un pic, așa, un deț. Ok, ia să vedem în acest meci împotriva celor de la Hull City ce vom face noi aici. Aoleu, chiar sper, mă și gândeam acum ce-ar fi să, așa, în... ce urât, bă, ce intrare urâtă, mă, trebuie să-i dai roșu, mă, la criminalul ăsta, mă, roșu trebuie să-i dai. Deci, cum ziceam, mă gândesc că ăsta, cum ar fi acum, așa, când vin iară perioada de transfer, mă, mai e cea timp până acolo, să primesc oferte, gen, de la acea echipe din Serie A, deci cred că așa m-aș duce în Serie A, săgeată m-aș duce în Serie A. Oricum, na, totuși stăm în BPL, în campionat superb. Ce vorbesc? Unul dintre cele mai faine campionate, toate cele, bădăbim, brăbum. Și, da, sigur și ce va fi. Bun, hai să vedem, facem așa o întoarcere foarte frumoasă. Hagi, șută Hagi, dar apără portarul de la Hull City. Meciul continuă, o nebunie minimă, ce ciudat sună asta, o nebunie minimă, în tribune. Cred că toți se așteaptă ca City să câștige și să nu fie prea mult stres, prea multă bătaie de cap, acolo mai bine pasam decât să o arunc, dar na. Ai mă, Silva tras aștept, mă, să ies de... Hai, că era handicuplatul ăla pe mine, mă. Așa ceva. Ha, nu prea știu, mai am chef să continui meciul ăsta. Un pic cam enervant că văd că cei de la Hull nu lasă mingea așa ușor. Încerc așa să fac o surpriză în acest meci, dar nu cred că să le iasă ideea. Dar oricum, hai mai jucăm așa câteva minuțele acolo, poate o repriză, o răsăm toată repriza asta full, habar nu am. Dar oricum, ia să vedem, hai băieți, hai mă, faceți mă ce am pui mei, că sunt la Manchester City aici, mă, ar trebui să primez mingi pe bandă rulantă, mă. Adică vin de la Southampton, aici treabă, barabimba, barabimba, papa, cioacilor, trebuie să mișcăm mai bine, mă. Johansson în poartă, ce căcat, cine căcat e Johansson? Înțelegeam, de punea pe Caballero, de punea, no, pe titularul nostru, John ăsta, Hart. Da, pui mei, nu pe Johansson, ci cine dracu-i Johansson ăsta, mă? Da, oricum, fuck. Bun, hai de-l încolo, nu, n-am așa chef să joc împotriva acela de-a Hull. Bun, ia să vedem, avem aici, un match interesant de Europa League cu cea echipă e care n-am auzit, da. Ia mă, au chiturile mișto. Ok, hai să vedem. Ok, hai să ne jucăm la ei în deplasare Europa League. Manchester City versus o echipă, presupun eu, norvegiană sau cea de genul ăla din Nord. Îi pun ea pe acolo. Ia să vedem. Hagi! Oh, e capul meu! Cioi! Aoleu, am apăsat prea tare. Am bombat-o în cosmos. Mă rog, ca noroc că zic că e acolo tribuna, cred că i-am spart la unul fața cu mingea aia, dar... Na, avea o, așa o amintire de la meciul ăsta de Europa League, că, na, Hagi numărul 10 la Manchester City a bombat o minge în față și apoi i-a rămas mingea aia așa înfiptă în față și a moară ca și un fel de piercing, care are un fel de piercing, așa o minge imensă, așa prinsă de nas, noua modă, piercing prins de nas, așa ceva... Hai bă, Hagi, ridică-te odată, hai mă, dădeam pas, se ridice și am, eu am un tic de genul, că tot apăs A să scap de toate tâmpenile alea și tot uit că am un cubie pro și toate astea, când cer pase și apoi tot cer pase câteodată și când nu vreau. God damn it! Oh, ce gol frumos cu capul aici, golazo!
Hagi. Gol. Lazio. Primul gol în Europa League, serios, primul gol în Europa League aici împotriva unei echipe, mă rog, să zicem așa, mici. Da, perfect. Bun, deci un gol frumos acolo dat cu capul, nebunie. Hagi! Încă un gol, Hagi! A început mașinăria de goluri așa să se încălzească și acum Hagi gol după gol, parcă și văd. Ia, hai să mai vedem încă o dată acest gol. Bium! Trecut pe lângă portarul, fă portarul acela de genul. Ce pui mei o faia, bă, bă, ce o faia, mă, un avion, o rachetă, o torpilă? Nu a fost șutul lui Hagi. Pam, 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 pam. Hai să vedem dacă facem un hat-trick și după aceea, na, vedem noi prima parte a meciului, cred că o să jucăm, dacă e așa chill meciul. Mai ales că n-ai tot așa, sper într-un transfer, aș vrea eu, na, și tot, și dacă stau în BPL, nu-i stres. Mai stăm un sezon numai la altă echipă, mi-ar place tare mult la Chelsea, dacă ajung la Chelsea, cred că stau și 2-3 sezoni în pui mei, până primesc oferte de aia teribilă de la Real Madrid, Bayern München. Cea nebunie de asta de echipă e ajung la Chelsea. Aia e chestia, că eu de ajung la Chelsea sau AC Milan, cred că... cred că tot vom sta acolo până ne fac băieții ăștia capitan. Deci așa cred că a fi. Și până, chiar scurios, dacă Bia Pro poate deveni capitan. Poate unul dintre voi a jucat mai mult Bia Pro decât mine. Și veți putea spune dacă poți deveni capitan și dacă da... ce trebuie să faci sau cum se procedează, trebuie să dai mai mult, presupunem mai multe sezoane la echipă, nu? Sau, na, îmi spuneți voi în comentariile de mai jos, nu? Perfect! Hai să vedem oricum, mai avem meciuri de Cupa Mondială acolo cu România, așa, mai ieșim în evidență mai bine. Ia, acum l-am ales pe hartă, îmi poartă foarte bine. Știți voi, meciuri de darabim, barabum, evoluăm, chestii, trestii, tractorașe, bastonașe. Vom fi și noi șmecheri de șmecheri mafioți. Ia să vedem pe Hagi. Hagi aleargă, un pic n-am calculat cum trebuie la timp așa să fac schema aia, dar nu-i bai. Ia să vedem pe ăsta unde să dea mingea, ai că dă-i, pe partea ai dat-o, bă, fiu a unui păstor, n-ai dat-o bine, mă, așa ceva, asemenea, mă, să nu știi să dai, rușinică! Ok, se termină și prima repriză din acest match. Da, eu zic că voi da sim the rest of the match. Ia să vedem, attack position, chances created, iauzi, am făcut cea șanse. Long hairstyles, iauzi. New celebration, ia avem celebrări noi, mă. Celebrări noi și chestii noi, wow. Wow. Iar m-a ales România foarte bine. M-a ales România din nou să vin acolo. Acum avem un match tot pe trupa cea de la Liverpool, dar de data asta în campionat. Și văd că am deschis anumite chestii noi pe lângă freză. Câte am văzut acolo, am deschis stiluri de freză. Acum am deschis mai multe freze de astea tip lungi. Ia, ponytail. Așa. No. No. Ai pui mei, zic că un fel de Pirlo cu aia. Ia, asta nu-i rău, zic că sunt Zaghi. Dar nu, no, nu, no, nu, no, e stilul meu. No. Ia, oh, lol, asta zici că e freza lui Pato, mă. Alexander Pato, ce tare. Sau nu știu cum ziceau portughezii sau cine, brazilienii, parcă altfel se zice cu accentul, parcă ei nu zic Pato, ci Patu sau ceva de genul, parcă. Mă rog. Așa rețin că am auzit pe undeva, no, poate greșesc, dar nu cred. Cred că așa e, zicea, mă rog. Deci, alte chestii aici n-am nevoie, celebrări, chestii. Na, find a shot, mi boost, ăla outside foot shot, iauzi, enables you to curl with outside of your shot. Ăla interesant. Skill dribbling 3 să-l am. Adds an option to feint when you run. Acolo penaltiuri. Ok, foarte tare. Ok, stai. Ah, shit, na, mă rog. Avem aici match cu Liverpool, hai să jucăm și da, hai să ne distrăm. Ok, Etihad Stadium, nebunie ce stadionul ăsta. Și match pătrăva acela la Liverpool, din păcate, mamă, cât m-aș fi jucat sezonul ăsta FIFA 2015 cu Liverpool, așa, doar un pic, că știu că Liverpool e o echipă foarte îndrăgită, mai ales la noi aici în România.
Are mulți fani Liverpool, trebuie să recunoaștem, chiar dacă eu țin cu Chelsea, trebuie să zic că și Liverpool este echipă frumoasă, istorie, fanii, toate cele. Doar că sezonul ăsta nu prea am jucat cu ei, că, da, trebuie să recunosc, kiturile alea astea tare nasoale. Ia, kitul ăsta roșu, mă rog, cu cea mici linii colo, da? Nu știu, nici roșu ăsta, parcă nu e așa frumos, parcă un roșu șters, într-un fel zis. După aceea, celelalte kituri și mai urâte. Mai ales ăla negru, cu nu știu ce linii, mov, cu nu știu cum, cu nu știu ce, îmi pui, nici mai știu kiturile, nici nu vreau să mă gândesc la ele. Bă, deci, poate am greșit, nu știu ce, bă, nici nu-mi pasă, bă, sunt urâte kiturile. Și, na, eu cum sunt fixat pe kituri, da, greu m-am jucat, trebuie să recunosc, greu m-am jucat și cu AC Milan în acest sezon, tare urâte fă kiturile. Ai, shit, Ilori, ce bine mi l-o prins acolo. Trebuie să recunosc, dar și kiturile de la Milan au fost chiar urâte. Dar ca noroc că au văzut și ăștia că nu prea le-au mai mers vânzările și au revenit la stilul vechi de kituri cu linii și toate cele. Ce gol frumos, Hagi! Un gol sublim, Hagi! Ușor, pe acolo, pam, am împins mingea și un gol frumos. Cred că ăștia și-au vândut portarul ăsta, cea că văd chiar e portarul ăsta... Nu știu, cum era numele, Jones sau ce de genul, nu mai știu, na, hai că ne-am uitat la numele lui. Știu că eu nu, în portar de ăsta, OVR mic, mai mult ca sigur, l-o fi vândut pe Lindengard sau cine dracu era la Liverpool, Lindengard, așa, cea belgeanul ăla, mă rog. Este de frumos, o pasă acolo, ai, IB, o prins faza aia, hai mă, hai, ha, god damn it, hai băieții, hai băieții, tiki-taka. Pase, tăte la Hagi. Hagi nu pasează. Tăte pasează să vină la Hagi, că Hagi dă gol. Și ați văzut, am dat gol. Că na, papacioace. Că na, valoare mare în capace. Ok, repriza a doua. Nu s-au mai întâmplat tare multe lucruri. Văd că cei de la Liverpool bagă pe Sturridge în teren. Oh, Sturridge, bă, ce-mi place jucătorul ăla. Hai să vedem, pasez mai aici. Mă rog, nu în realitate, ci în joc, mai ales la Pink, versiunea aia cartonașului său Rose din Ultimate Team, oameni. E o bestie, Sturridge Rose la footies, parcă le zice la cartonașele alea. Na, oricum, hai să vedem, Hagi. Hai mă, shit, într-un fel e cam nasol să-mi joc aici împotriva Liverpool, că în sezonul trecut, să zicem, și sezonul trecut de FIFA asta cu Hagi, înainte de a... mi se pierde salvările din cauza că am instalat RNGP-ul. Bă, știu că am fost la Liverpool, m-am jucat foarte bine la Liverpool și chiar a fost frumos acea perioadă la Liverpool, doar că tare greu m-am impus la Liverpool din câte rețin. Aici, ia uite, te-a venit Hagi la Manchester City și l-am pus în puii mei pe Aguero pe bancă, mă, vedeți, eu să-l pun pe Aguero și pe Negredo pe bancă, dacă eu vedeți ce o vândut, da. Și, na, uite-te unde a ajuns Hagi. Oricum avem 80 OVR, ceea ce e foarte bine. Mai multe echipe vor fi interesate de mine, mai mult că sigur, mai, mă rog, de mine, de Hagi. Oh, ce gol frumos, Yaya Toure, bravo, bă. Bravo, bă, animalule, bă, bravo, mă. Foarte fain acolo, bravo, Yaya Toure. Primul său gol din acest sezon în puii mei, per moment. Oricum, na, Nasol să joci pentru Liverpool aici, că mă gândesc că am jucat pentru ei. Dar oricum, na, ce să zic, a, da, chiar am un meu picat fisa. Și după aceea nu știu dacă am mai pus în video, cred că am mai pus, sau apoi n-am mai pus video, că am zis că oricum am pierdut salvările. Nici nu mai știu. Știu că mă tot jucam cu Liverpool și după aceea am primit o ofertă de transfer și n-am refuzat-o. A fost să joc pentru AS Roma, mă, ar fi fain iară la AS Roma, ar fi interesant că acolo, nu știu, cu Dumbia, că expiră contract, poate îl păstrează pe Dumbia, dar Dumbia, mă rog, mai joacă cum mai joacă, Hagi poate înlocui pe Dumbia, că na, Hagi, și acolo aș avea loc să joc, dar na, normal că ținta mea în Italia ar fi, așa unde mi-ar place, chiar mi-ar place să joc, ar fi clar numărul 1 AC Milan. Numărul 2, de ce nu Juventus? Ar fi, na, la campioana Italiei și hai să încercăm și un Juventus. Și, na, Roma, de ce nu Roma? Din păcate trebuie să-mi calc pe codă, să spun așa, chiar trebuie să mă calc pe codă. Niciodată nu mă duce la Inter Milano, trebuie să recunosc acest lucru, dar, cum ziceam, trebuie să mă calc pe codă în sensul în care
Recunosc că în acest sezon de FIFA 2015 kiturile celor de la Inter sunt chiar bestiale. Deci ăla albastru, ăla nuanța de albastru e foarte frumoasă de trailer de kit. Știu că au kitul ăla negru cu mici linii albastre care are și beton. Deci chiar au kituri mișto ăștia de la Inter. Ai mă pe lângă poarta îndată. A, morții tăi. Stai un pic așa, mă schimbă. Ia intra Aguero. LOL, intra Aguero. LOL. Ai bă, cum o fost asta? Bă, deci cum o fost asta, frate? Cum dracu a fost asta? Iese Hagi ce ajung la Aguero. Hai mă băiețaș, fă tot ce poți. Bă. Oh my god. Oh, aleu. Bun, avem aici meciurile astea normale. Meciurile astea nebune de calificare în cupa asta mondială, ceea ce este chiar foarte interesant. E să vedem group tables, din câte se bine vede aici. România a acumulat 3 puncte, Scoția 3 puncte, 1 Suedia, 0 Polonia, că noi parcă am jucat pe treaba Poloniei și am câștigat la 3 puncte. Rusia 4, înseamnă că a câștigat și a pierdut un meci. Germania a câștigat 2 meciuri, ceea ce e de așteptat Germania să fie pe 1. Și sper eu ca ea, na, Hagi să ducă România pe 2, să trecem mai departe de grupe, să trecem în Cupa Mondială. Practic asta ar fi următoarea țintă în această serie de Bio Pro Hagi, să aduc Cupa Mondială cu Hagi în România. Aia ar fi ținta mea supremă pe moment acum. Oricum, vă mulțumesc tuturor care v-ați uitat la acest video, mai ales pe întregime, și totodată celor care aveți adblock-ul dezactivat, vă mulțumesc enorm de mult. Și totodată o să urmeze un video, sau poate deja l-am pus, în care zic, poate unii trebuie nu l-ați observat, dacă l-am pus deja sau nu știu exact cum fac cu programarea asta, un video în care zic poate de o nouă serie, cea de genul. Fiți pe fază să vă uitați acolo, o nouă serie, că trebuie o nouă serie aici pe channel. Și da, vă mulțumesc tuturor pentru activitate, nu uitați de like, subscribe și toate cele. Haideți să strângem 6000 de vizualizări și desigur un 700-800 de like-uri ar fi cea genială. Am văzut că putem, ați văzut și voi că putem. Haideți să mai strângem like-uri și mai ales în ajutare, ar fi ceva demențial. Vă mulțumesc tuturor, numai bine, oraș la gară, bye bye. Nu uitați, dacă vreți jocuri ieftine și bune, G2A, link-ul în descriere, codul de drip pentru 3-5% reducere. Bye bye.